Doamnelor, domnilor, bună ziua și bine v-am găsit la Canal 5. Sunt Parascovia Blanar și vă prezint știrile amiezii. Șeful Direcției Consulare al Ministerului Afacerilor Externe, Vasile Mircos, ar fi fost reținut și percheziționat. Verificate i-au fost casa și biroul. Descinderile au fost efectuate de către ofițerii de urmărire penală din cadrul Procuraturii pentru combaterea criminalității organizate și cauze speciale. Întrebat despre percheziții, ministrul de Externe, Mihai Popșoi, a confirmat că au avut loc acțiuni de urmărire penală, dar a refuzat să ofere alte detalii. Potrivit presei, mascații ar fi ridicat calculatoarele de serviciu și personale, dar și telefoanele mobile. Percheziții au fost făcute și în casa părinților lui Mircos. Acesta ar fi fost plasat în arest la domiciliu până joi, iar atunci când îi va fi înaintată învinuirea penală. Anterior, Vasile Mircos a fost consilier la Ambasada Republicii Moldova din Germania și a ocupat funcția de șef de secție în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, Direcția Cooperare Multilaterală. Nici demnitarul, nici avocatul acestuia nu au venit deocamdată cu o reacție. Șeful serviciului VAMAL de la Aeroportul Internațional Chișinău, Alexandru Varche, a depus cerere de demisie. Potrivit serviciului VAMAL, cererea este examinată conform prevederilor legale în vigoare. Nu este menționat însă motivul demisiei. Pentru portalul bani.md, Vacre a spus că este o decizie personală, care poate fi întârziată. Trebuie să plec, mai mult doar abia acum am decis. Motivele sunt de ordin personal. El a mai precizat că va pleca din sistem, întrebând dacă demisia sa are legătură cu scandalul de corupție de la aeroport, când mai mulți funcționari au fost reținuți. Vacre a precizat că nu are o legătură una cu alta. În ultima perioadă, la serviciul VAMAL au avut loc mai multe demisii. În data de 4 aprilie, Igor Talmazan și-a anunțat demisia din funcția de șef al instituției. El a spus că decizia este o demisie de onoare, inclusiv după cazul de corupție descoperit la postul de la aeroportul Chișinău, în care au fost implicați trei inspectori vamali, fiii unor foști și actuali deputați, inclusiv din PAS. După acesta, șeful adjunct al serviciului VAMAL, Nicolae Vutcariov, a renunțat și el la funcție. S-a întâmplat la 10 aprilie. Declarațiile martorului cheie bazate pe opinii și presupunere, rapiditatea cu care s-a desfășurat procesul și lipsa unei analize independente a raportului Kroll sunt unele dintre motivele care arată că ancheta în dosarul frauda bancară, în care Curtea de Apel Chișinău i-a dat lui Ilan Șor 15 ani de închisoare, a fost condusă centralizat și după un scenariu prestabilit pentru a condamna o anumită victimă. Sunt concluziile a doi foști oficiali de rang înalt din cadrul autorităților de aplicare a legii din SUA, care au prezentat concluziile privind examinarea probelor judiciare prezentate împotriva lui Șor în cazul fraudei bancare. Prin urmare, probele prezentate împotriva lui Șor nu ar trece pragul legal pentru formularea unei acuzații în cazul în care dosarul ar fi fost examinat în SUA, afirmă Justin Wadel, expert în investigarea crimei organizate și a spălării de bani, și Matthew Hawk, specialist în investigații penale transfrontaliere. Potrivit EU Reporter Co., Matthew Hawk, fost agent special al FBI din SUA cu peste 26 de ani de experiență în conducerea investigațiilor penale transfrontaliere de mare impact, afirmă că, bazându-se pe experiența sa în investigarea crimelor în Europa de Est, e foarte posibil ca Șor să fi fost folosit ca un țap ispășitor. În special, cazul omului de afaceri corespunde experienței mele în fostele republici sovietice, unde afaceriștii privați și oligarhii adesea folosesc alte persoane mai puțin influente în calitate de țapi ispășitori. Hawk atrage atenția că Șor era un tânăr om de afaceri cu o avere mult mai mică, faimă și influență politică, care s-a implicat în această schemă la câțiva ani după ce banca devenise practic insolventă. Prin urmare, este dificil de înțeles faptul că Șor a fost condamnat la o pedeapsă cu închisoarea la fel de lungă ca și alți complici mai vinovați. În continuare, Hawk susține: din experiența mea, încălcările despre care am vorbit în acest raport ridică serioase suspiciuni că investigația
investigația a fost condusă centralizat și după un scenariu prestabilit pentru a condamna o anumită victimă. Hawke subliniază și viteza record a investigației în cazul lui Shore. Am îndoieli că o investigație atât de amănunțită precum cazul lui Shore ar fi putut fi finalizată în 20 de luni. A fost o investigație complexă a infracțiunilor financiare legate de presupusă deturnare a $1 miliard SUA și îndreptată împotriva celor mai influenți politicieni și oameni de afaceri din țară. Atât Hawke, cât și un alt expert care a analizat dosarul lui Shore, Justin Weddle, care are o vastă experiență în investigarea crimei organizate și a spălării de bani, exprimă o îngrijorare serioasă în legătură cu declarațiile cheie ale martorului împotriva lui Shore, Matei Dohotaru, precum și raportul Kroll, care a stat la baza condamnării. Weddle afirmă că probele prezentate de Dohotaru nu au fost competente și nu au fost supuse confruntării sau contrainterogatoriului lui Shore. Dohotaru, conform propriei sale mărturisiri, a fost angajat al Băncii Naționale a Moldovei, care nu avea cunoștințe personale despre operațiunile Băncii de Economii sau Băncii Sociale, și că în loc de cunoștințe personale, Dohotaru a oferit opinii și presupuneri adesea bazate pe multiple zvonuri neclare. Fostul agent FBI, Hawke, de asemenea observă că avocaților lui Shore le-a fost refuzat dreptul de a-l interoga pe Dohotaru în timpul contrainterogatoriului. El afirmă că, bazându-se pe experiența sa, acestea sunt dovezi convingătoare că nici rapoartele Kroll, nici declarațiile lui Dohotaru, care se bazează pe rapoartele Kroll, nu au fost verificate de acuzare niciodată. Referitor la rapoartele Kroll, Hawke scrie că nu a reușit să găsească nicio referință la o analiză independentă realizată de autoritățile moldovenești pentru a verifica concluziile Kroll. În schimb, el afirmă că referințele la rapoartele Kroll în deciziile judiciare atestă convingător faptul că autoritățile au acceptat rapoartele Kroll ca fiind fără cusur. Având experiență personală în colaborarea cu Kroll, Hawke scrie: în toată cariera mea, nu mi-amintesc să fie existat vreun caz în care concluziile Kroll să fie acceptate ca dovezi fără nicio analiză independentă, verificare din partea autorităților. Motivul este evident. Kroll nu este un organ de anchetă, iar acceptarea concluziilor sale ca fiind fără cusur înseamnă practic că efectuează investigația în numele autorităților. Asta este pur și simplu inacceptabil, spune Hawke. În decembrie 2023, Matei Dohotaru a fost interogat de echipa juridică a lui Shore în Statele Unite după încheierea cu succes a procesului judiciar. În timpul interogatoriului, el nu a mai putut confirma cunoștințele sale despre presupusele dovezi pe care le-a furnizat împotriva lui Shore în 2017. Despre asta anunță presa americană după ce Dohotaru a fost interogat de Tribunalul Districtului Columbia din Statele Unite. În analiza sa a probelor împotriva lui Shore, Justin Weddle, expertul în investigarea crimei organizate și a spălării de bani, ridică îndoieli cu privire la probele pe baza cărora Curtea de Apel Chișinău, care l-a condamnat pe Shore la 15 ani de închisoare, își fundamenta deciziile, afirmând că, deoarece părți critice ale deciziei Curții de Apel s-au bazat pe martori incompetenți care au furnizat doar zvonuri sub forma unor dovezi și mărturii neconfruntabile și nesupuse contrainterogatoriului, asta nu respectă principii fundamentale care asigură fiabilitatea conform principiilor sistemului de justiție din SUA și că nici decizia Curții de Apel din Moldova, nici argumentația sa nu ar trebui tratate ca bază fiabilă pentru instituțiile americane să tragă concluzii despre Shore în comportamentul său. La rândul său, Matthew Hawke a ajuns la concluzia că în cadrul investigației cazului lui Shore, guvernul Moldovei a comis încălcări substanțiale și că autoritățile moldovenești nu au efectuat unii pași elementari, practic de bun simț, pentru a testa validitatea și forța probelor cheie prezentate în fața instanței, inclusiv informațiile furnizate de o firmă de consultanță privată terță care a efectuat evaluarea special pentru scopuri de revizuire internă și natura exculpatoare a declarațiilor voluntare ale acuzatului. Cazul împotriva lui Ilan Shore este încă în curs de examinare în Curtea Supremă a Moldovei. Cu referire la mărturiile retrase împotriva lui Ilan Shore de fostul angajat al BNM Matei Dohotaru, Veronica Dragalin, șefa Procuraturii Anticorupție, a afirmat doar că a vorbit cu avocații acestuia din Statele Unite și că declarațiile avocaților făcute aici pentru Ilan Shore nu sunt corecte și a refuzat să intre într-o polemică publică pe această temă. Ea a menționat doar că, în continuare, procuratura este sigură de probele din dosarul fraudă bancară.
Procurorul general interimar Ion Munteanu dezminte acuzațiile lansate de ministrul infrastructurii Andrei Spânu, potrivit cărora vinovat de eșuarea licitației de la aeroportul internațional Chișinău s-ar face Ilan Șor. Declarații în acest sens Munteanu l-a făcut în platoul ProTV. Potrivit lui, Procuratura Anticorupție a deschis un proces penal privind licitația anulată, în cadrul căruia urmează a fi investigate inclusiv aspecte ce țin de la Gardier, cum ar fi proveniența, disponibilitatea, dar și seriozitatea acestei companii de a investi în aeroportul de la Chișinău. Ilan Șor nu este implicat în licitația privind închirierea spațiilor comerciale de la aeroportul internațional Chișinău. Declarații în acest sens au fost făcute de procurorul general interimar Ion Munteanu. Este vorba de un proces penal care, în opinia noastră, trebuie să aducă claritate absolută. A fost prea mult speculații în presă, sau a lăsat prea mult loc de dubii în raport cu legalitatea și transparența acestei licitații. Procuratura Anticorupție a decis să investigheze acest aspect. Este vorba, abia aș reiteres, de un proces penal în momentul în care va exista claritate și nu se va constata intenții de comiterea infracțiunii, deci va fi adoptată și soluția respectivă. Dar în toată această situație este implicat și Ilan Șor? Din informațiile care le avem, la etapa actuală, Ilan Șor nu este implicat. Nu. Prin urmare, Munteanu a menționat că urmează să fie investigate mai multe aspecte, inclusiv ce ține de compania Lagardère, care a depus dosarul pentru tender și despre care în spațiul public s-a vehiculat că ar fi compania pe care Spânu și-ar fi dorit să fie câștigătoarea licitației, deși oficialul nu a recunoscut public acest lucru. Deci informațiile publice care mi-au fost furnizate, deci sunt întrebări referitor la compania care s-a înregistrat pentru această licitații, singura, da. Urmează să clarificăm, sau procuratorul anticorupție urmează să clarifice foarte clar intenția acestei companii, proveniența acestei companii, disponibilitatea și seriozitatea participării la această licitație. Amintim că Ilan Șor a numit acuzațiile pe care Andrei Spânu le-a făcut împotriva sa drept o încercare a autorităților de a se justifica pentru propriile eșecuri numeroase. Oricine dintre ei face vreo pacoste, de vină este Șor. Chiar dacă peste Chișinău ar cădea un meteorit, știți ce vor spune pasiști? Șor a organizat, a scris liderul partidului interzis în Moldova. Despre faptul că licitațiile de la aeroport sunt investigate într-un proces penal, Procuratura Anticorupție a anunțat încă în 3 aprilie. Se întâmplă după ce mai devreme și CNA a inițiat o cauză administrativă cu privire la tender, iar angajații au fost audiați. Procuratura Anticorupție declarase atunci pentru Canal 5 că investigează acțiunile inclusiv prin prisma abuzului de serviciu. Ministrul Infrastructurii s-a arătat deranjat însă de pornirea investigației și a declarat că procurorii au decis să facă presiuni publice prin acest dosar. Mai mult, el a acuzat procuratura că lucrează pentru Ilan Șor. Procuratura Anticorupție a declarat pentru Canal 5 că își rezervă dreptul să nu comenteze declarații politice. Acum câteva zile și președintele Parlamentului Igor Grosu s-a arătat deranjat de faptul că Procuratura Anticorupție a pornit o cauză penală privind tenderul pentru spațiile comerciale de la aerogară. Acesta a spus că a avut un gust amar că o instituție de drept s-a autosesizat pe acest caz. Totodată Grosu a îndemnat pe toată lumea să-l lase pe Spânu în pace, deoarece își face treaba bine. Menționăm că cea de-a doua licitație pentru închirierea spațiilor comerciale ale aerogării a fost oprită. Se întâmplă având în vedere că singura companie care a aplicat, Lagardère, nu a prezentat toate documentele justificative pentru a se califica în etapa finală. Aeroportul a anunțat că va iniția al treilea tender. Politicienii din opoziție și mulți experți consideră că în ambele licitații condițiile au fost scrise special pentru compania franceză Lagardère. Aceștia mai afirmau că în spatele ilegalităților se află ministrul infrastructurii Andrei Spânu, care favorizează trustul. Acuzațiile însă au fost respinse. Administrația Națională a Penitenciarelor a venit cu un raport de precizări în privința lui Gheorghe Cotorobai, ex-angajatul sistemului administrației penitenciare, bănuit de omorul tinerei însărcinate din Orhei. Potrivit comunicatului, bănuitul a activat în cadrul sistemului administrației penitenciare din noiembrie 2020 până în iunie 2023. În această perioadă, instituția nu a înregistrat proceduri disciplinare și nu au fost depuse plângeri din partea angajaților sau a deținuților.
se spune în comunicat. ANP a încetat activitatea de muncă cu salariatul în iunie 2023 din cauza unor probleme de sănătate fizică, incompatibile cu serviciul militar, precizează instituția. Amintim că Gheorghe Cotoroba este singurul suspect în cazul omorului Anei Maria, tânăra de 19 ani găsită fără suflare duminica trecută. În prezent, el este plasat în arest pentru 30 de zile. Dacă va fi găsit vinovat, acesta riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Cerem dreptate pentru Ana Maria. Asta au strigat la un flash mob în Piața Mare Adunări Naționale zeci de oameni care nu au putut sta indiferent față de cazul tinerei de 19 ani din Orhei, omorâtă cu bestialitate în raionul Telenești. Cei veniți la acțiune au adus cu ei baloane și pancarte pe care erau scrise diferite mesaje, în unele dintre ei care spuneau că nu se simt în siguranță în Republica Moldova. Oamenii au cerut guvernării să-i audă și să introducă pedepse mai dure pentru autorii unor atrocități, precum cea care a zguduit zilele trecute întreaga țară. Participanții la flash mob spun că ei condamnă toate formele de violență, de cele mai mici până la unele brutale, cum a fost uciderea Anei Maria. Totodată ei afirmă că vor să se simtă în siguranță în Moldova. Prin urmare, au chemat autoritățile să muncească pentru a le asigura oamenilor acest sentiment. Vrem o societate în care să nu ne simțim în frică să ieșim în stradă, în care să avem spații sigure acasă, la școală, la lucru și în stradă, și vrem acțiune din partea autorităților publice pentru ca violența să fie prevenită, condamnată, pedepsită. Vrem acțiuni și vrem justiție pentru Ana Maria și pentru toate femeile care au suferit. Unii au spus direct că instituțiile statului din domeniul securității și asigurării ordinii nu-și fac treaba. Vrem să transmitem un mesaj clar prin care ajunge să ascundem faptul că la noi nu se întâmplă probleme și la noi cu securitatea totul este bine, nu este bine, iar faptul care s-a întâmplat, din păcate, această năpastă care a lovit societatea Republicii Moldova demonstrează că nota pe care o primește instituția responsabil pentru securitatea cetățenilor Republicii Moldova este din nota 2. În plus, oamenii cer schimbarea legislației, astfel încât căutările persoanelor dispărute să înceapă mult mai repede. Poliția mult mai rapid să acționeze la chestiile date. Ar trebui cu foarte mult mai repede când se întâmplă așa cazuri. Că dacă am sunat la poliție și îmi spune că ia că am văzut un caz ceva, adică care este pericol viața omului, adică poliția imediat trebuie deja să fie alertată și să fie la fața locului cât mai rapid. Legea trebuie schimbată și în cazul agresiunii domestice, spun oamenii. Ei cer ca persoanele care au manifestat comportament neadecvat să fie izolate de societate, astfel prevenindu-se alte eventuale tragedii. Să fie, nu pe ideea că, ok, pe agresor îl înlăturăm de casă la 3 săptămâni, 4, o lună maximal, eventual achită o amendă pe care o achită iarăși din bugetul familiei, pentru că noi știm că rata de femei independente în Moldova este foarte mică, respectiv femeile sunt dependente de bărbați. Bărbații achită amenzele pentru ei din banii comuni. Ulterior, duci acasă și bați femeie, din ce cauză tu mai dai la poliție? Așa funcționează. Flash mob-ul a fost organizat de Organizația Femei pentru Femei și Coaliția Națională Viața Fără Violență, o rețea din 21 organizații ce oferă servicii și asistență femeilor trecute prin agresiune. Aproape 400 de mii de lei i-a ridicat anul trecut șeful Poliției Naționale Viorel Cernăuțeanu de la Inspectoratul General al Poliției în 2023. Datele se conțin în declarația sa de avere și interese personale publicată pe site-ul ANI. Pe lângă asta, el a beneficiat de o pensie de aproape 200 de mii de lei. Bugetarul Cernăuțeanu a cumpărat jumătate dintr-o casă și a vândut un apartament, dar și două locuri de parcare. Potrivit declarației de avere, Viorel Cernăuțeanu a ridicat anul trecut peste 373.000 de lei salariu de la Inspectoratul General al Poliției, ceea ce înseamnă că leafasa ar fi de peste 31.000 de lunar. Totodată cu peste 24.000 a fost remunerat de la Academia de Poliție. Pensia funcționarului a constituit puțin peste 190.000. În declarația depusă, Cernăuțeanu a primit și o donație de 3.000 de euro. În 2023, soția sa a primit un salariu de peste
182.000 de lei și a beneficiat de circa 4.400 de lei indemnizație pentru concediul medical. Familia Cernăuțeanu mai declară un automobil de model Volvo XC60 din 2019. Acesta valorează aproape 25.000 de euro. Anul trecut, potrivit declarației de avere, șeful de la IGP a vândut un apartament la prețul de 85.000 de euro. Totodată, în document este indicat că cei doi soți au vândut două locuri de parcare. Unul dintre ele a valorat 9.000 de euro, iar cel de-al doilea a fost vândut cu 12.000. Pe lângă asta, în 2023, familia lui Cernăuțeanu a procurat jumătate dintr-o casă de 243 de metri pătrați. Valoarea imobilului, conform declarației de avere, este de 1,85 de milioane de lei. Viorel Cernăuțeanu nu declară niciun cont bancar. Amintim că el a fost numit în funcția de șef al IGP în 16 februarie, asta după ce Iurie Podarilov a scris cerere de demisie. Anterior, Cernăuțeanu a deținut funcția de secretar de stat în Ministerul de Interne. Este căsătorit și are doi copii. Magistrații judecătoriei Ciocana nu au admis demersul procurorilor și nu au prelungit arestul lui Andrei Galațchi, fost candidat pentru Cricova al Partidului Șansă la alegerile locale din toamna trecută. Eliberat direct din sala de judecată, Andrei Galațchi le-a mulțumit tuturor pentru susținere. Afară, susținătorii Partidului Șansă îl așteptau pe Andrei cu slogane și aplauze. Înainte de pronunțarea deciziei, oamenii au cerut justiție corectă și eliberarea lui Galațchi. Andrei Galațchi a fost candidat la funcția de primar al orașului Cricova din partea formațiunii Șansă și a fost reținut în dimineața de 7 martie în urma unui șir de percheziții efectuate într-un dosar de finanțare ilegală a partidelor politice și spălare de bani. El a declarat tot timpul că este nevinovat. Moldova mică sahară. Țara noastră a fost acoperită din nou de către nisipul african. Moldovenii s-au trezit peste noapte ca în deșert. Mașinile, casele, copacii, geamurile, totul a fost acoperit cu nisipul de culoare oranj. Unii nici nu aveau habar ce e asta, în timp ce alții s-au îngrijorat că a plouat cu glod. Agenția de mediu susține că particulele de praf din atmosferă nu prezintă un pericol sporit. Potrivit instituției, norul de praf saharian a fost resimțit pe teritoriul Republicii Moldova în data de 23 aprilie, începând cu miezul nopții, care s-a menținut pe parcursul nopții spre 24 aprilie. Picăturile de ploaie cu praf din aer nu prezintă un pericol semnificativ pentru sănătate, cu excepția inconvenientelor estetice. Particulele de praf s-au amestecat cu picăturile de ploaie, depânându-se pe suprafața solului și astfel, conform observațiilor efectuate de Agenția de Mediu, la stațiile automate din Chișinău și satul Mateuți, raionul Rezina, în aer nu s-au înregistrat depășiri ale valorilor concentrațiilor PM10 și PM2,5. Deșertul Sahara ocupa aproape în întregime nordul Africii și se extinde pe 5630 de kilometri de la vest la est, respectiv de la Oceanul Atlantic până la Marea Roșie, și pe 1930 kilometri de la nord la sud de la munții Atlas și țărmul Mării Mediterane și până la zona savanelor din regiunea Sudan. Doamnelor, domnilor, atât pentru această oră. Cu noi informații vă aștept la ora 17. Urmăriți-ne în continuare pe pagina noastră de Facebook, Instagram, TikTok, Telegram sau ne puteți urmări online pe site-ul canal5.md, rubrica live. De asemenea, Canal 5 a lansat o petiție online care poate fi semnată de oricine se opune cenzurii și încălcării dreptului la libera exprimare. Documentul poate fi găsit pe site-ul canal5.md, precum și pe pagina noastră de Facebook. La revedere!